Câteată de române, din somnul cel de moarte, în care te-a gânciră, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată să dăm doveza nume, că naștem îi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastră triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Mulțumesc! Mulțumim, Andra! În continuare, o invit pe doamna director, profesor Gădișteanu Elena, să vă adreseze câteva cuvinte odată cu deschiderea porților școlii noastre. Bună ziua, stimați părinți, dragi elevi, iubiți colegi! Bine ați venit la deschiderea anului școlar 2024-2025. Cu multe noutăți, printre care, din anul acesta școlar, vom funcționa cu catalogul electronic pe platforma Celvio. Doamnele învățătoare și domnul diriginte o să vă pună la curent cu aceste noutăți. De asemenea, în acest an școlar ne-am mărit echipa cu două doamne învățătoare, doamna profesor pentru învățământul primar, Voștinar Georgiana, pe care o invit lângă mine, doamna profesor pentru învățământul primar, Vasilache Maria, ambele doamne învățătoare sunt titulare ale școlii noastre, și le urăm succes în această etapă a vieții profesionale. De asemenea, ne-am mărit echipa și la Catedra de Sport, Educație Fizică și Sport, avem profesor titular, Zahariuc Maria. Bine ați venit în echipa noastră, în familia noastră și sper că vom colabora foarte, foarte bine. De asemenea, doamna profesor Voștinar Georgiana este învățător pentru clasa pregătitoare B, iar doamna Vasilac este profesor pentru învățământul primar la clasa pregătitoare C. Vă urez succes! De asemenea, la clasa 5-a, la clasa 5-a, doamna profesor Negură Mirela, la clasa 5B, doamna Țugui Cătălina, iar la clasa 5-a C, doamna Zahariuc Maria. Dragele, vă urez succes și vă iubim! Îi dau cuvântul părintelui preotului să vă adreseze binecuvântarea de început de an. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care ne toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește în noi și ne curățește de toată închinăciunea și mântuiește bunule
sufletele noastre. Haideți să ne rostim cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, care toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce din începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de Sine, și cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea Ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai sădit în el minte luminată și zătată limpede, Cel ce l-a întrarmat cu gând pătrunzător și dreaptă săpătință, și Cel ce l-a împorobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii. Tu, Părintele Ceresc, al Cărui Fiul Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, Tu-i nave învățații din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce din înălțimea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe acești tineri în fața cărților deschise și în așteptarea glasurilor lor. Tu însă, Dumnezeule, binecuvântează începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește de cursele rătăcilor pierzătoare de suflet, înalță deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează cu voința de a sluji biserica, patria și neamul, prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți roși numele și de a spune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Fie Dumnezeu nostru și Fie slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubește pe noi, Dumnezeule, pe marirea Ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Să ne rugăm ca Dumnezeu nostru să caute cu milostivire asupra tinerilor acestora, să le trimită în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei pricin sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere pentru înțelegerea legilor celui dumnezeiești a toată învățătura cea bună și folositoare, și ca Dumnezeu nostru să însufere acestor tineri Duhul cel bun, care povătuiește pe calea cea dreaptă și aduce sfor de înțelepciune, de știință, de toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, să reverigască sănătate, zile îndelungate spre sprijinirea bisericii sale și a țării noastre, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! 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 Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Sunt adevărat Dumnezeu nostru, rugăciune care a curat mântii sale și ale tuturor sfinților, să-L miască, să mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitor. Amin. Doamne ajută și succes în noul an școlar.
Thank you.